Un minut. Un minut, un minut. Gata, un minut, toată lumea liniștită, atentă, toată lumea pregătită. Speranță, da, intrăm direct cu piesa Mariei. Nu am, nu pot să stau camălean aici, în buzunar. Secunde. Trei, doi, unu. Regizorul meu de
pe platou. Aia înseamnă să fii artist. Să ai te întreb așa, ai colagen în buze? Nu. Nu. Nu, sunt buzele tale, ești naturală. Bineînțeles, toată din cap până în picioare. Aia ești. Ești frumoasă, foc, să știi Dumnezeu, te-a înzestrat cu multe, multe, multe. Dragii mei, o am pe cea mai bogată artistă din sector. Care sector? 1. 1. Din sectorul 1. Se spune că tu ai câștigat de Revelion 15.000 de euro. Foarte adevărat. E adevărat, da. Adevărat? Eu vreau să te întreb ce ai făcut cu banii ăștia 15.000 de euro. Dragul meu, i-am băgat în cont că vreau să plec în turneu în toată Europa. Mamă! Dar pe noi ne iei? Pe care iei de aici din platou? Pe tine, în primul rând, că ești copilul meu. Și după aceea, cine mai vrea să meargă? Cine mai dorește, cine mai și pe Papucel. Și pe Papucel, și iau și eu pe Ludovic. Pe Ludovic, da. Auzi, am o întrebare. Ci că ți-au dat ăia arvună sau ai primit toți banii în 2 ianuarie? Nu, i-am primit în 2 ianuarie. Da. Dar important că i-ai primit. Adică unii zic că nu i-ai primit, dar important că i-ai primit 15.000 de euro. Te-am primit. Domnule, ai cântat asta să fiu un artist de top. Sigur că da, sigur că da. Eu iubesc de mor pe Vicky Merișoreanu pentru că n-am întâlnit o artistă care să interpreteze piese de petrecere așa cum interpretezi tu. Ai talent cu carul, doamnelor. Îți mulțumesc, Alexandru. Îți mulțumesc și mulțumesc și lui domnul Fulga pentru emisiunile și pentru artiștii care sunt aici și își fac piesele și se cum să zic? Apropo, Vicky, eu te întreb pe tine, dumnealui promovează cei mai tari artiști din România. Eu acum te întreb, tu urmărești emisiunea Fabrica de Sănătate, care cum este de la până vineri de la orele 20 la 20? Da, sigur 20, că da. 50. O urmăresc cu plăcere, sigur că da. Mai așa? Da. Ai văzut câte lucruri în vestul de sănătate da, ale alea? Da, parcă da, te-ai da, făcut da, bine, doar așa când ai urmărit emisiunea, nu-i așa? Da, da, eu da, mă întreb, uite numai la tine, ce mănânci tu de arăți atât de bine, că ai venit în rochie neagră și apoi și rochie roșie. Vrei să spun ce mănânc eu? Ia spune. Vai, numai legume. A, legume. Știi că am vorbit noi acum 2 zile și ai zis că ce faci, Vicky, o trebuie și zice, uite că perpelesc broccoli, adică broccoli, doamna mănâncă da, broccoli, păi, broccoli mâncam șorice cu ceapă de porc și doamna mănâncă broccoli, adică da, e o mare diferență între noi. Da. Eu te întreb așa, uitându-te tu la felia asta de chec care pare cumpărată, dar ce e făcută toată noaptea, au lucrat la ea, de cine crezi că e frământată? De Floricica Scutitu. Așa e? Aplaude pentru Floricica Scutitu și pentru mari de la spitalul... Fac niște prăjituri extraordinare. Municipal. Bă, acolo sunt oameni talentați, nu știu ce treaba lui cu sănătate, dar știu să facă prăjituri. Asta prăjituri extraordinare. Normal. Așa. Hai să o ascultăm pe Vicky Merișoreanu cântând două piese super iubite din registrul... Din repertoriul românesc. Da, așa, și registrul e de muzică populară, populară nu? Populară, sigur. Aia este da, pentru că sigur. Tu ești regina muzicii populare românești. Mulțumesc, Alexandru. Strălucești toată de sus până jos și de jos până sus. Aplauze mulțumesc, pentru Vicky Merișoreanu. Mulțumesc, Alexandru, mulțumesc. Scriu acum Ionică, maică, că tu e singurul meu fiu. E drept, nu ți-am mai scris de-o vreme, dar nici adresa nu ți-o știi. Mă doare inima, Ionică, mă supără din când în când. Dar nu mai mărdurea, Ionică, de mi-ai trimite cât un râs. Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun, te-așteaptă o bătrânică, departe într-un cătun. N-ai grijă și n-ai teamă, că-și traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine mi-este dor.
am tot ce-mi trebuie pe masă și n-am nevoie eu de bani. Pe tine te mai vreau acasă, că n-ai venit de ani și ani. Aud că ai mașină mică, dar vezi că-i drumul greu la noi. Dar poți să vii cu ea, Ionică, te-o sper că mama de noroc. Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun, te-așteaptă o bătrânică departe într-un pătur. N-ai grijă și n-ai teamă, dă-și traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine mi-este dor. Am recipisat telegrame trimisă noaptea de Crăciun. Te-am căutat, băiatul mamei, de maică ta ca să-ți spun. S-a dus și bietul moșulică, ca așa vreo domnul mie l-a luat. Pe tine te mai am, Ionică, dar tu ești veșnic ocupat. Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun, te-așteaptă o bătrânică departe într-un cătur. N-ai grijă și n-ai teamă, că-și traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine mi-este dor. Ții minte tu, dragă Mărie, că nu era struguri copți în vie. Și tu erai mică, măreuță, nu știai să-i dai neghiguriță. Și tu erai mică, măreuță, nu știai să-i dai neghiguriță. Era cicoarea îmbobocită, tu erai mică și împrobodită. Și te-am dus la lapă la gilort, mă. Și tu necă nu știai să nori. Aveai cămășuță cu altiță, știai să-mi dai mie guriță.
să nu crezi, neicuță, că am uitat că erai frumos și erai înalt, că m-ai dus la apă, la gilort, măi, și eu, neică, nu știam să n-o. Aveam cămășuță cu altiță, să-ți dau ție guriță, că m-ai dus la apă, la gilort, mă, și eu, neică, nu știam să n-o. Aveam cămășuță cu altiță, nu știam să-ți dau ție guriță. Să țină microfonul în mână Carmen, da? Carmen, Dumitru, Carmen? Tu va trebui să fii aici, că intri direct din publicitate cu cele două piese, da? Aici, în două minute și ceva. Poftim? Eu mai am, nu? Ce să mai ai? Da, mai ai, poți să faci pipi, da. Da, cum crezi tu? Cum crezi tu? Ra 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 ra. Doa. Băi, mi-a prindet aici. Direct, da? Hai, 7-8, stai cu fața la cameră. Hai.
ce o fi poți. De băiatul n-a venit. Poate într-o m-am rătăcit, poate într-o m-am rătăcit, fetițo, fetița mea. Că nu văd pe nimeni, vai de inimioara mea, fetițo, fetița mea. Și muzica
glasul, glasul, laila, laila. Cine cu noroc, la 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 laila. Cine norocare, laila, laila. Hai să stăm picioare, la 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 laila. Extraordinar! Extraordinar! Carmina Dumit! Mulțumesc, Alexandru! Carmina, tu ești pentru prima oară la noi aici la King Show și la Estrada, nu? Așa este, adică da. Adică e dublă exclusivitate. Tocmai de aceea ne simțim măguriți. Aplauze, vă rog, pentru Carmen. Mulțumesc. O artistă desăvârșită, toată ziua asta cu telefonul în mână. Prietenii tăi, cei 2000 din Argentina, ți-au trimis mesaje. Nu, sunt super extaziați că tu ai participat azi la noi la King Show. Aia e. Urmează să te duci în august în Argentina, da? Nu, nu se aude, dar eu pot să... Eu, normal că merg, da. Tu când Ionica, Ionica și eu... Ba de pălărie nouă și 15.000 de dolari sau ce bani? Euro, aia este. Și rochia ta din Japonia. Din Japonia. 500 de euro, da, așa este. O iubesc foarte mult. Carmen, tu ești pentru prima oară la noi aici în emisiune. Mă uit acolo și știi ce, nu înțeleg de ce pe soțul tău îl cheamă Vegas, dacă pe tine te cheamă Dumitru, adică... Sinceră să fii? Care ești? Nu știu. E, el și-a pus un nume ceva mai, mai din tinerețe, să zic așa, nu? Și a fost cunoscut... Mai depărtat, te rog, așa spune. Și-a pus nume de scenă, nu? Și-a pus un nume de scenă, da. Să aibă așa chemare a vrut el public, din nu? Copilărie, da? Și așa a fost recunoscut sub numele de David acum Vegas și a fost greu. Cu voi? 6 ani. 6 ani și 6 de cât ani. Timp sunteți căsătoriți? 5 ani. De 5 ani. A durat un an și gata, da, exact, surpriză adică și inclusiv și copil chiar. Să vă trească, mulțumesc. Beatrice Ștefania o cheamă, am o fetiță, da. Să fie da, mulțumesc frumos. Să fie și artistă ca voi. Mulțumesc, îți mulțumesc de invitație. Da. Și țin să mulțumesc și să fac dedicație pentru părinții mei, pentru susținere, că ne-au susținut și au fost alături de noi, pentru bunici, pentru toți prietenii și toți telespectatorii care sunt în fața ecranelor, noi le mulțumim și cu mult drag și mult respect vă iubim. Și data viitoare. Mulțumim foarte mult. Ești minunată. O invit și pe Aurelia Răcearu să vină încoace, nu înainte de a-i saluta pe Prințul Dobrogei și pe Geta Stoica, domnule, care face cea mai bună ciorbă din România. Atenție! Geta Stoica face cea mai bună ciorbă din România și am curaj să semnez chestia asta, cu toate că s-ar putea să se supere toate gospodinele pe mine. Bine, și Floricica Sufitu face o ciorbă deosebită și mi-a adus-o și eu o voi arăta la cameră, dar se zice în top billboard că Geta face cea mai bună ciorbă din lume. Tu faci cea mai bună ciorbă din România, dar ea face din lume, adică sunt niște diferențe dacă ne gândim așa, extrapolăm, dar la final ajungem la rezultate bune. Ne-am întâlnit și cu Aurelia Răceanu, care este prietenul de nădejde al tuturor, adică când am plecat eu în concediu în august în America, a fost prima care mi-a sunat dușmanul și azi. Nu glumesc. Ia spune-mi, Aurelia, ți-a fost dor de mine? Da, mi-a fost dor de tine, mi-a fost. Ce zici, eu sunt mai bun sau ei lați mai buni? Mi-a fost dor, dar nu știi că am și o nepoțică. Să străiască. În Olanda. Da, Olanda, la lelelor. Da, acolo unde am fost eu și am făcut poze. Hai că vorbim de nepoțică după ce când sunt tu 2 piese, da? Da. Hai să o ascultăm pe Aurelia Răceanu cu 2 piese și apoi vedem cum o cheam pe nepoțică și cum a apărut ea pe lume. Thank you.
viața, eu cu el și tu cu ea, măi. Numai din ochi ne vedeam, din inimă suferam, măi. Am închis dorul în mine, ca-n copii și mie rușine. Dragoste neîmplinită, inima nefericită, inimioară ca a mea, nu doresc la nimeni, măi. Numai cu ochii mă uit și-mi pare că te sărut, măi. Mă gândesc mereu la tine și-ar vrea ca să fii cu mine. Doamne, cât de greu e dorul dacă nu e puișorul. Se paște singurătatea, parcă e mai rea ca moartea. Dragă-mi la sărbătoare, când se face ora mare, fiind plecăi din multe sate și fetele măritate, ca o floare mă gătesc, cu necuța mă întâlnesc, să jucăm pe înserat cu toată lumea din sat. Când cântă lăutarul, haide să uităm amarul, să cântăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Când fac ochișorii roată și mă uit prin lumea toată, meica îl de-mi place mie, l-aș alege dintr-o mie. Frumos și înalt ca bradul, ca el nu mai găsești altul. Primenii de sărbătoare, cu cămașa albă floare, cântă, cântă lăutarul, haide să uităm amarul, să cântăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Dar nici eu nu-ți de lăsat, ce frumos m-am îmbrăcat, cu ea cu flori mărunte, necuța să nu mă uite. Cu șoarțele numai flori, polele cu colțișori, și-s frumoasă ca o floare, după mine neica moare. Cântă, cântă lăutarul, haide să uităm amarul, să jucăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Oh, no.